David, la bătrânețe, a avut o rugăciune înscrisă în Sfânta Carte. Ale tale sunt, Doamne, mărimea, puterea și măreția și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. Tot ce este în cer și pe pământ sunt ale tale. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de toate. Rugăm ca Domnul să aibă milă de noi și de țara aceasta și de pământul acesta frământat în atâta tulburare. Mai de mult îmi făcusem o notă în legătură cu credincioșii baptiști din Ucraina și am citit în National Review din anul acesta, din februarie, în Ucraina sunt aproximativ 2000 de biserici baptiste. În Uniunea Baptistă, care e foarte bine organizată și își trec istoricul de la anabaptiștii care s-au refugiat în Ucraina și astfel, prin rădăcinile lor, au o putere de a rămâne în lângă cuvântul lui Dumnezeu și foarte, foarte conservativi în credința lor. E țara cu cei mai mulți credincioși baptiști, pe numărul 2 după Anglia. Și au două seminarii, un seminar pentru predicatori și un seminar pentru misionari. Sunt foarte bine organizați și sunt biserici mari. Pericolul sub ocupația rusă, dacă va fi, este persecuția care poate să vină sub lozinca așa zisei securități spirituale naționale, prin care țara, devenind cu un procentaj mare de evanghelici, își pierde identitatea dacă nu este biserica ortodoxă, biserica de stat. Legile în Rusia devin tot mai stricte și răspândirea de Biblie e amendată chiar. Elias Brown, secretarul general al Alianței Mondiale Baptiste, care a fost nu de mult în Ucraina, a dat un raport în care spune că numărul credincioșilor, chiar și în conflictul acesta, pericolul războiului care a început, numărul credincioșilor baptiști crește și îi va întrece pe acelor din Anglia. Chiar și acum baptiștii au o stigmă politică în ochii foștilor comuniști, pentru că după 2014, președintele Victor Ianucovici, care era prorus, după el au urmat alegeri supravegheate de un președinte provizoriu, Alexandru Turcinov, un om de bine, un om foarte drept, și alegerile au ales președinte pe Petro Poroșenko, care era antirus. Și vina o dau comuniștii pe Turcinov, care a fost președinte provizoriu și a organizat alegerile. Turcinov era politician veteran și e credincios baptist. Merge în fiecare duminică la biserică. De aici ura foștilor comuniști împotriva credincioșilor baptiști din Ucraina. Poate că rugându-ne pentru Ucraina e să nu uităm de cele două regiuni care s-au rupt în ultima vreme. Luhansk e una și Donetsk e cealaltă. Situația e gravă în aceste două
regiuni. Uniunea Baptistă în Luhansk a fost anunțată că e desființată în fața statului și considerată ca fiind un grup terorist, cartea de cântări sechestrată și toate bisericile baptiste din regiunea Luhansk au fost închise. La fel și în Donetsk, situația care nu e așa clară, dar restricțiile sunt asemănătoare cu cele din Rusia. În restul Ucrainei, libertatea religioasă în ultimii ani a fost largă, ca în apus. Ortodoxii, catolicii, baptiștii, evreii, musulmanii s-au închinat în pace fără a avea divergențe unii față de alții. Dar pentru comuniștii din Moscova lucrul acesta e inadmisibil. Alianța Mondială Baptistă a comunicat că Uniunea Ucrainiană a făcut cunoscut că foarte mulți bărbați din bisericile baptiste sunt acum sub arme în apărarea țării. Dar având în vedere rădăcinile anabaptiste, mulți din credincioșii baptiști sunt pacifiști, nu pun mâna pe armă, sunt împotriva războiului și astfel starea aceasta e foarte gravă. Pentru că am întârziat și n-am avut timp să anunț, fratele Ted Muscan din Florida, pe care mult îl cunoașteți și e la inima multora foarte drag, e în spital cu COVID și de asemenea și tatăl socru al dânsului Ion Blăgăilă, care are 93 de ani, a fost internat în spital tot cu corona. Din Moldova, probabil fratele Sorin Cimpoiești poate să spună mai mult, am primit anunțul că fratele Marian Pădureț, care ne-a ajutat foarte mult în călătoriile cu fanfara și are misiunea Valoare Plus, a organizat 5 camioane cu alimente care au plecat spre Ucraina. România pentru Hristos a organizat și donația de $5,000 din fondurile misiunii ca să ajutăm pe cei care sunt sinistrați. Sunt câteva puncte prin care intră în România și sunt mii de frați ucrainieni care trec acum în țară. Textul pe care l-am citit și aș vrea să aveți inima deschisă la cuvântul Domnului în legătură cu Domnul Iisus Hristos înainte de răstignire. Capitolul începe: după 2 zile era praznicul Paștelor și e vorba de timpul în care Domnul Iisus a fost prins, legat, bătut, răstignit, înălțat pe cruce. 2 zile e în casa lui Simon Leprosul. Fiecare evanghelie ne dă pasajul acesta puțin diferit în fiecare și de aceea și comentatorii nu sunt siguri. Au fost cazuri diferite sau e același caz? Am ales cazul acesta din Marcu pentru că în Evanghelia după Marcu ni se spune aici că o femeie avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, a spart vasul și a turnat mirul pe capul lui Iisus. Ioan ne spune despre Maria, sora Martei și a lui Lazar.
dar acolo vorbește despre ungerea picioarelor și sărutarea picioarelor și ștergerea picioarelor unse cu mirul de nard curat, cu părul ei. La Marcu nu găsim numele și în unele pasaje în care nu găsim numele, e îndemnul acesta, vă puteți pune numele și să vă identificați cu persoana aceea. Și femeia aceasta, care în alte locuri apare ca o femeie păcătoasă, o femeie care a fost atinsă de harul și bunătatea lui Dumnezeu, își arată dragostea. Am ales cazul din Evanghelia după Marcu și pentru că unge capul Domnului Iisus Hristos. E o mirungere aleasă, sfântă, regală, divină. E deosebită și vreau să iau câteva învățături. Mi-am dat un titlu, probabil într-o stare mai grea, când zici că nu mai are niciun rost, când zici că nu mai poți face nimic, când zici că vrei să pui capăt la toate lucrurile. După câteva săptămâni, nu mai vorbea mult. Stătea în pat, era dus la masă și apoi la masă îi dădeam cu lingurița mâncare. Și odată s-a întors spre mine, s-a uitat lung și apoi îmi spune, nu mai are niciun rost, Valentine. Nu mai are niciun rost să stau aici, lasă-mă să plec. M-am supărat puțin și am spus, ba da, are rost, pentru că ești iubit, pentru că ești scump, ești scump în inima familiei. Biserica se roagă și te iubește, are rost. A fost un moment atunci care a rămas așa ca și săpat cu un priboi într-o piatră. A fost un moment pe care nu-l pot uita niciodată. Vă amintiți de momente din acestea de vis pe care le-am avut și noi? Momente care rămân și rămân toată viața și uneori e ca un film care apare înaintea ochilor. Momente trăite cu Aurel Flonta, cu Viorel Truța, cu Cornel Giucă, Cornel Miclea, Sever Popovici, Ioan Ordeanu, Cornel Grama, Ted Pop, Ionel Păsui, Tasi Glonțea, Pit Popovici, Petru Floruța, Ileana Jitean, Marțian Cocean, Beni Cocar, Ioan Ștef, Octavian Doboș, Vasile Brânzei, Mihai Sârbu, Aurel Popescu, Ioana Sălagea, Manolica și Cati Cristofaru, Victor și Coralia Călinescu, Viorel Candreanu, Lați Titian, Aurica Flonta, Isaia Mitran, Ilie, bătrânul diacon negru, Aron Orășanu, Andrei și Ana Sezonov, Medi Levitski, Eugen și Iosif și Petrache și Mihai Ciucă, Petre Dugulescu, Nicolae și Sabina Sporea, Mircea Răduț, Nicolae și Geta Docea, Marioara Mara Arcan, Daniel Gălățeanu, Florea și Aniușa Drăgan,
Danic Sezonov, Mioara Sezonov, Stoia, Alexandru Linguraru, Gili Gașpar, Anastasia Arcan, Dorica Scobercea, Max Samples, Richard Șubințea Vurbrand, Puiu Sezonov, Titi Mândreanu, Traian Grecu, Lucreția Urselaș, bunica Elena Brad, Lucreția Sava, Nelu Podea, Samuel Strizu, Petrica Argan, Dode Ursan, Liviu și Ela Bocanici, Ioan și Eva Bodea, Petrica Brad, Petre Cimpoieș, Gavril Caraba, Florea și Maria Simionescu, Mitică și Lidia Dulceanu, Ioan și Nora Madicea, Nicolae și Anahido Glice, Alexa și Daria Popovici. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, e făgăduința lui Dumnezeu, și lista ar fi putut să fie mult mai lungă și ne-ar fi luat toată dimineața. Au fost momente de har pe care le-am trăit și au fost darul lui Dumnezeu ca să știm dragostea Lui. La începuturile bisericii am organizat odată o excursie la Mississippi. La 3 ore de aici ajungem la fiul acesta mare. Și o regiune înainte de a ajunge la fluviu e numită Mississippi Palisades. E vorba de pădure frumoasă, puțin pe un deal, cu o vedere frumoasă, priveliște deosebită. Am plecat după amiază, vreo 6-7 mașini, era un grup destul de mare și cum se întâmpla în vremea aceea, stăteam în corturi. Tabără de corturi. Nu prea știam noi de Marriott în vremea aceea și de alte hotele. Cu $2 sau $3 stăteam o noapte, dormeam liniștiți în mijlocul naturii. Am ajuns la Mississippi Palisades noaptea. Era deja târziu, probabil după 9-10, plecasem cam târziu de acasă și mi-aduc aminte că fixând corturile și încercând să facem mai puțină gălăgie, să nu trezim pe toți ceilalți care dormeau în alte corturi, deodată cineva spune, măi oameni, ridicați-vă ochii în sus, uitați-vă la cer. Și ne-am oprit cu toții. Și am avut atunci un moment din acesta, un moment de neuitat. Bolta era plină cu felinare de stele, de o frumusețe pe care nu mai văzusem de mult, de când de pe la Ceahlău sau de la Moldoveanu sau din Retezat, din călătoriile tinereților. Moment de neuitat. După o călătorie lungă, am ajuns la seminar. Trecuseră mulți ani de când n-am mai fost în țară și la București, fratele Vasile Talpoș spune, am să vă fac o surpriză. O să dormiți în noaptea aceasta în fostul vostru apartament. Era făcut cameră de oaspeți. Cu o gentilețe deosebită și ca o surpriză care a rămas de neuitat. A deschis ușa pe care o știam, era la apartamentul nostru pe atunci și am intrat în camera dinspre curte. Și am rămas stană. Nu era aceeași mobilă. Nu era aceeași imagine,
Dar deodată am văzut o masă mare în mijloc, nu mai era masa. În colțul dinspre peretele din față era pianul, teracota era la fel. În stânga era un recameu la care a dormit în noaptea aceea, dar pentru câteva secunde, câteva minute, am rămas și nu mai eram acolo, eram de mult copilandrul care am stat acolo în apartamentul acela. Moment de neuitat. La Arad, iarăși după mulți ani, am trecut pe strada Muncaci, lângă Pădurice, Păduricea în stânga, și am trecut pe lângă casa aceea de unde am plecat din Arad, unde am primit familia, fratele Alexa, a primit ordinul de deportare. În 24 de ore părăsiți Aradul. Oameni periculoși ca voi n-au ce să caute între noi. Și am cerut voie, am sunat și am cerut voie să intru și eu. Curtea era închisă cu o poartă mare, ca de mult, și am intrat în curte. Aproape nimic nu era schimbat. Dar acolo, pe scara aceea, mi-am închipuit și parcă am văzut un copilandru de 10 ani cu o soră de vreo 8 ani, cu un frate iarăși de 5-6 ani, cum ne jucam pe scările acelea din spate și aruncam pietre și parcă se deschide ușa și ne strigă mama: aveți grijă să nu spargeți geamurile. Și am rămas stană uitându-mă, dar eram de mult și cu ani mult mai mic. Momente de neuitat pe care le avem în viață. Și parcă uitându-ne la timp și la emoțiile acestea, parcă aș spune: Doamne, suntem mai mult decât vrăbiile acelea care se vindeau la târg în vremea când ai fost tu. Ne spune Domnul odată: oare nu se vând 5 vrăbii la 2 bani? Și cu atâta finețe, cu atâta delicatețe, vrea să ne spună ceva care a rămas în mintea ucenicilor, pentru că altă dată le spusese că 2 vrăbii se vând la 1 ban. Și înseamnă că 4 vrăbii se vând la 2 bani. Și Domnul întreabă: nu se vând oare 5 vrăbii la 2 bani? 4 trebuiau vândute, dar una, o vrabie, e dată pe gratis. Așa cum se aude aici mereu, un bonus pentru că să-l iei. Nu cumva suntem ca niște vrabia a cincea și ne gândim, mai are vreun rost? Poetul spunea și cântărețul: eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea, un joc de cristale, întrecerea mea se scutură clipa din timpul de plin, se râde și cade și altele vin. Probabil Domnul Iisus s-a aplecat puțin, fiindcă femeia care apăruse deodată, de nicăieri, și evanghelistul Marcu nu ne spune nici numele ei, nici de unde era, apare și deodată rupe vârful de la vasul acela scump și îl toarnă pe capul Domnului Iisus. Avem aici în Sfânta Carte un moment din acestea de neuitat.
moment în care parcă și cuvintele ar strica farmecul și cuvintele parcă chimonosesc sau șifonează hârtia. Aici e ceva sacru și așa se întâmplă aici. Femeia n-a spus nimic și e primul lucru pe care aș vrea să-l vedeți. S-au găsit să spună în legătură cu risipa, că nu e o risipă, fac ei socoteala, 300 de lei e mai mult decât putea să agonisească cineva într-un an de zile. Tot contul acesta la bancă e risipit, e aruncat în vasul acela care e un vas scump, el însuși e foarte scump, e de alabastru și e spart și mirul e vărsat pe capul Domnului și se prelinge. E ca o ungere regală, princială, pe care femeia aceasta... Numai că uitați-vă la ucenici cum ei vorbesc și vorbesc cu atâta iritare și ură. De ce v-ați supărat ucenicilor? Iuda, la Ioan găsim că Iuda era cel care a făcut socoteala, 300 de lei, puteau să fie dați la săraci. Mă gândesc că Domnul Iisus ar fi vrut să fie liniște, să nu se mai audă nimic. Și în liniștea aceea să lăsăm să cugetăm. Și femeia nu spune niciun cuvânt. Și aș spune aici prima învățătură. Când ajungeți să spuneți că nu mai are niciun rost, lăsați pe Domnul să vorbească, lăsați pe Domnul să ne apere. E adevărat, a făcut un lucru irațional, a făcut un lucru pe care nici ea și nici noi nu-l putem explica, dar a spune e irațional de frumos. Nu doar ieșit din comun, nu doar că e de atâta preț risipit, dar e frumos tocmai în această risipire, în care femeia nu vrea nimic pentru ea, nici măcar nu vrea să fie recunoscută, nici măcar nu vrea să-i știm numele, ea vrea numai să toarne mir pe capul Domnului Iisus. Și Domnul Iisus, înainte ca să vorbească ucenicilor și să apere pe femeia aceasta, eu mă gândesc că a tăcut, și și-a rotit privirea la toți. Ne oprim și noi să gustăm momentele acestea de neuitat. Aveți, frați și surori, în nopțile sihastre pe care le trăim și parcă mai lungi și fără somn, amintiri pe care să le avem și filme pe care să le vedem în față și pentru care să mulțumim lui Dumnezeu că ni le-a dat. Sau ne oprim să mai ascultăm ciripitul unor vrăbi sau al unor rațe sau să ne oprim chiar și la florile acestea. Mulțumim familiei Ilciu pentru jertfa pe care o facem fiecare duminică. Și să le atingem, să vedem ce delicatețe, ce finețe, nu de mătase, mai mult decât de mătase, finețe ale dragostei lui Dumnezeu. Sau stăm să ascultăm, poate uneori, oftatul soției, vorbind bărbaților acum, oftatul soției care parcă ar fi vrut să ne spună ceva și n-are curajul. Sau în strângerea aceea de mână a doi bătrâni care se țin și pleacă la o plimbare. O
plimbare în care nu mai merg ca altă dată. Sau în umblarea unuia care ar vrea să țină de mână pe cineva și nu mai are pe cine. Femeia n-a spus nimic. Lăsați pe Domnul să ne apere și cuvântul Lui să fie și mângâiere pentru noi. Mai e un lucru aici pe care aș vrea să-l subliniez, deși îl cunoașteți. A spart vasul. E aici o jertfă de plină. Vasul acela nu mai e folosit pentru altceva. Și tot ce e în vasul acela e turnat pe capul Domnului. E o jertfă care este exclusivă numai pentru Domnul. Și e o jertfă care arată o inimă zdrobită. Citeam în C.S. Lewis, teologul acesta care are sclipiri așa în scrierile lui, vasul de alabastru, scump, plin, cu nard curat. Vasul acesta frumos trebuie spart ca să fie turnat pe capul Mântuitorului. Noi înșine trebuie să fim o inimă zdrobită ca să răspândim parfumul dragostei Lui. Conținutul vasului nu se simte decât atunci când vasul e spart. Dacă e ținut în siguranță, păstrat închis în vas, nu se simte niciun parfum în jur. Vasul acesta arată o pocăință. Dumnezeule, Dumnezeule, spunea cuvântul, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită. Psalmul 31, ai milă de mine, Doamne, că sunt în strâmtorare. Față de sufletul, fața, trupul, mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și anii în suspinuri. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Și măcar că avea chipul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel la Filipeni, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a coborât atât de jos încât a luat chipul nostru, a luat un chip de rob, s-a făcut sclavul tuturora, El, Domnul Gloriei, Dumnezeul slăvilor, fără măsură. El ajunge rob, umilirea adâncă, aceasta a Domnului, El însuși este vasul spart. Să nu uităm lucrul acesta, că Domnul iubește pocăința la noi. Putem să ajungem noi cu doctorate, putem să ajungem cu holde și hectare, de avere și case câte putem, dar Domnul iubește mai mult o inimă frântă, pocăința. Și spun lucrul acesta iarăși cu o inimă pe care o simt că se strânge, pentru că văd că veacul acesta în care mereu vrem să avem, mereu vrem să arătăm, vrem mereu să ne ridicăm statuia. E un veac în care lipsește pocăința. Și 7 biserici în Apocalipsa primesc scrisori de la Domnul și în fiecare Domnul vorbește despre pocăință. Numele nostru din tâi cu care am fost numiți, așa ca și în Antiohia creștini au fost numiți după numele lui Hristos, pentru că îl vedeau pe Hristos, așa la noi s-a văzut în vechime pocăința. Mi-aduc aminte
Înainte de nuntă am avut pe mirele și mireasa care urmau și le-am spus câteva cuvinte mirelui și atunci am spus câteva cuvinte și miresei. Printre ele am spus, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește cum să fim în casa Domnului. M-am bucurat că am văzut-o și astăzi. Și-a auzit atunci și-a ascultat ce i-am spus. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l arăt aici. Cuvântul Domnului spune, ea a făcut un lucru frumos față de mine. Unde e secretul, mirajul frumuseții din pasajul acesta? Pentru că e un pasaj în care Domnul recunoaște că cineva a făcut ceva frumos, ceva care se va spune în toate veacurile, cât se va spune despre Evanghelia și dragostea Domnului și răstignirea Lui și sângele care ne spală, se va spune și ce a făcut femeia aceasta. Și mă gândesc, unde e secretul frumuseții din această întâmplare? Mai mult decât faptul că jertfa a fost enorm de scumpă. Jertfa aceasta a fost fără nicio dorință de răsplată, că a fost o mirungere profetică pentru îngropare. Când au venit femeile la mormânt, n-au mai găsit trupul să ungă. Aveau mirodeniile, dar n-au avut cum să ungă, pentru că trupul nu mai era acolo. Și Domnul vine și spune, femeia aceasta, în actul acesta, are un gând profetic, mă unge pentru îngropare, în vederea îngropării. Ce ne spune pilda aceasta și grija pentru săraci e importantă. Societatea se schimbă, averile cresc și totuși pe săraci îi aveți totdeauna pururea cu voi. Secretul e simplu, în cuvintele Domnului, i-a făcut un lucru frumos pentru mine. Deci ucenicii toți se gândesc la bani, s-au gândit la săraci și e bine. S-au gândit cu necaz că femeia le-a luat-o înainte și acum ea e centrul atenției, nu ei. Dar la Iisus nu s-a gândit nimeni? Femeia aceasta n-a vrut aplauzele, n-a vrut laudele altora, decât să știe că face un lucru frumos pentru Domnul. La țară veneam copilandrii de la câmp, veneam de la Gâște, veneam de la Holdă și întotdeauna bunica stătea și ne aștepta la poartă. Veneam de unde veneam, poate de nicăieri, murdari, cineva ne aștepta la poartă. Pentru tine, o Iisuse, într-o lume așa deșartă, am ieșit și noi cu toții să te așteptăm la poartă. Trec pe lângă noi atâția cu smaralde și rubine, căutând mereu de aur, bani și bani și iar rubine. O Iisuse, pentru tine, pentru slava ta cerească, vrem în noi iubirea, pacea, roada Duhului să crească. Și oricât ne-ar scuipa alții, cu sudalmele meschine, noi privim la cerul slavei. Noi te așteptăm pe tine. Am pornit pe calea îngustă, cu prigoane ce înfioară, dar cântăm de bucurie că ne-ai pregătit o țară
și străini în lumea aceasta, călători, printre suspine, așteptăm o altă lume. Noi te așteptăm pe tine. Stăm în prag în așteptare pentru a ta întâmpinare, să ne iei în norul slavei îmbrăcați de sărbătoare. Am rămas o rămășiță într-o lume de rușine, dar avem steagul credinței și te așteptăm pe tine. Știm că vine ziua aceea când primi vom altă soartă. Cu făclii în toiul nopții am ieșit cu toți la poartă. Pentru marea adunare, pentru lumea care vine, pentru slava viitoare, noi te așteptăm pe tine. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, spune cuvântul, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Căci Dumnezeu nu este drept, spune apostolul la evrei, ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Pentru numele Lui, voi sunteți, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă îndemn să aveți toți același fel de vorbire. Nu vă certați, nu arătați care e mai mare, ci arătați care e mai pocăit și smerit. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Dacă nu este acest pentru numele Domnului, acest un lucru frumos față de mine, atunci eu spun toate sunt zădarnice, atunci nu are niciun rost, atunci totul e degeaba. Jertfa martirilor care au murit fără rost, dacă nu e pentru numele Domnului. Misionarii care au pierdut și au lăsat țară și au lăsat toate pentru numele Domnului. Banii trimiși și jertfele făcute, dacă nu sunt pentru numele Domnului, sunt degeaba. Toate sunt fără rost, dar martirii mor în numele Domnului și pierd totul. Pavel Apostolul spunea că sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, să fie turnat peste numele și jertfa Domnului, ca el să aibă strălucirea și gloria. Sunt trei lucruri pe care vi le-am amintit aici în legătură cu femeia aceasta. Și sunt lucruri pe care să le aducem înaintea Domnului, pentru că El vrea să facem lucruri frumoase pentru El. Să lăsăm să ne apere Domnul în fiecare stare, nu noi. Mă rog ca Domnul să ierte păcatele și să aducă la pocăință pe toți cei care și-au bătut joc de noi. Toți cei care ne-au rupt familia și unitatea și legătura atunci când eram mult mai mulți și aveam harul să avem botez la fiecare 2-3 luni. Și mă rog ca Domnul să aducă vremuri de har și de binecuvântare. Doamne, iartă pe toți cei care au lovit și vorbesc urât de noi. Și ajută-ne și noi să avem vasul acesta spart și tot ce e în noi și tot ce avem să fie pentru slava și numele Lui. Și numai pentru El să fie viața noastră, lucrarea noastră și jertfa noastră. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta: veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat.
mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la mine, am fost în temniță și ați venit să mă vedeți. Și femeia aceasta are o predică pentru vremurile noastre. Și am împlinit și astăzi cuvântul pe care Domnul a spus că oriunde se va vesti Evanghelia aceasta, se va spune și ce a făcut femeia aceasta. Mă rog ca și noi să luăm exemplul ei, să ne legăm tot mai mult de harul Domnului și să lăsăm ca El să vorbească și noi mai mult să tăcem. Și niciodată în apărarea noastră, El să fie apărarea noastră. Vasul spart să arate o pocăință deplină, adâncă, că purtăm numele Domnului și îi facem cinste. Și într-o vreme în care atâția se gândesc numai la ei și la ei și înșiși și profitul lor și la banii pe care îi au și cât câștigă și unde e mai bine, noi să căutăm slava Lui, ca să putem avea un bun răspuns în ziua de apoi. Ar mai fi multe de spus de femeia aceasta, dar a spune o întrebare. Doamne, se va spune și despre noi, ca despre ea, că am făcut un lucru frumos pentru Tine și că am făcut tot ce am putut și iartă-ne că nu putem mai multe. Mă rog, Biserica Betel să fie o biserică în care să se vadă pocăință, să se vadă dragoste, să se vadă jertfă, să se vadă în toate că numele Domnului e peste noi. Așa cum spunea Apostolul Petru, chiar când sunteți prioniți și batjocoriți și luați în râs Duhul Slavei, Duhul Gloriei, Duhul Strălucirilor Divine, Duhul de Lumină, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Și atunci, Doamne, ne ajunge și spunem, slăvit să fie Domnul, să fie binecuvântat numele Lui și tot ce face El pentru noi, să fie pentru gloria, pentru slava numelui Lui. Și Doamne, adu vremi de înviorare, adu vremi în care poporul să aibă sete și foame după cuvântul Tău și noi să fim gata să Te arătăm pe Tine în toate. Mai luăm vasul acesta spart și vrem să-l turnăm cu mirul de nard curat pe capul Domnului Iisus și să spunem, El este Regele, El este Domnul, El este Împăratul veșniciilor și Domnul nostru. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Amin.